Un bărbat a fost împușcat din greșeală de prietenul de vânătoare. Cei doi novăceni plecaseră la o partidă de împușcat animale sălbatice, însă unul dintre ei l-a nimerit chiar pe partener. Vânătorul, de 43 de ani împușcat în umăr, a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale. Cel care l-a nimerit din greșeală, un bărbat de 48 de ani, este cercetat acum pentru vătămare corporală din culpă. În urma cercetărilor efectuate de către biroul arme explozive și substanțe periculoase, a reieșit faptul că vânătorii organizaseră o acțiune organizată și autorizată de vânătoare și dețineau armele în mod legal. În cauză au fost luate măsuri suplimentare și ridicate cele două arme de vânătoare în vederea continuării cercetărilor. Alți doi gorjeni s-au ales cu dosare penale după ce au fost prinși cu arme fără să aibă permise. Ambii au rămas fără arme, dar riscă și sancțiunile legale. În toate aceste cazuri, polițiștii gorjeni au întocmit dosare penale.